Bună, dragilor! Am revenit din nou, n-am dispărut. Doar că au fost așa, să spun, mai multe evenimente s-au întâmplat care n-am avut chef să vorbesc, n-am avut chef de filmat și am lăsat-o pentru momentul ăsta când îmi vine pofta de vorbă. Să începem cu evenimentele, să zic așa, că știți că canalul ăsta este despre noi. Și care ne urmăriți, vă ținem la curent despre viața noastră, experiențele noastre. Cineva poate învață din ele, cineva poate încearcă să le ocolească și așa mai departe. A durat 2 săptămâni, deci, de când am filmat. Asta urma a treia să fie, dar am zis că în sfârșit hai să iau, să pun mâna pe cameră, să vă dau de știre că vă respect pe cei care vă faceți timp uneori să ne urmăriți. A fost ziua noastră, pe 10 octombrie am sărbătorit cu Cătălin 19 ani de căsnicie, am sărbătorit simplu, acasă. Motivele care au fost? Motivele au fost, 1, n-am vrut să cheltuim bani pentru că ne-a prins perioada aia fără job. Noi am plecat de la Kilșeni pentru că s-au terminat nunțile și asta a fost, să spunem așa, cu virgulă, care în momentul când noi am venit în Irlanda nu ni s-a spus că nu va fi un contract, deci contractul este pe durată nedeterminată, care noi l-am semnat pe ei, dar nu s-a menționat nicăieri în contract că 4 luni pe an, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, sunt luni unde bani aproape inexistenți, adică ai 2-3 luni pe 2-3 nunți pe lună, ceea ce asta înseamnă foarte puțin. Noi suntem plătiți la ore, nu suntem plătiți la salariu și automat nu ai ore, nu ai bani. Și am luat decizia să plecăm pentru că nu e de stat. Noi avem copii de crescut, noi avem familie de întreținut, nu suntem în poziția de a sta pe ajutor de la stat și a ne duce și ne-a jucat de-a lucru 2-3 luni acolo, cât era 2-3 nunți, pardon, cum erau planificate nunțile pe această perioadă. Deci am plecat de la Kilșeni House. A doilea eveniment a fost ziua lui Cătălin, care la fel am sărbătorit-o trist. De ce? Că nu era Mario cu noi. Mario a fost plecat în Germania, a avut o călătorie de la școală, copilul s-a distrat foarte bine, a fost foarte frumos, a organizat școala un tur prin Germania, copiii au venit entuziasmați de acolo, s-au distrat, s-au simțit liberi, s-au simțit adulți deja, cumva a schimbat foarte mult chiar în copilul nostru. După venirea lui acasă din Germania, este mai sigur pe el, nu așteaptă de fiecare dată, cer scuze, nu așteaptă de fiecare dată să fie dădăcit, să zic așa. Noi suntem un pic și mai exagerați cu Cătălin. Îmi cer scuze, sunt un pic răcită. De fapt, deja îmi trece. Dar vocea un pic mi-e schimbată. Deci a fost benefică plimbarea copilului, dar noi am stat cu sufletul la gură. A fost prima dată când Mario a lipsit de ziua lui Cătălin și ne-a lipsit nouă foarte mult. Suntem obișnuiți zile de naștere să le petrecem în familie și da, ne-a lipsit. Și asta a fost un motiv care n-a putut să ne relaxăm în ziua aia. Am sărbătorit simpluț așa în familie, noi de obicei filmam evenimentele astea, de aia nici n-am filmat, că n-am făcut nimic ceva deosebit acasă, tort, pizza, în familie așa. Duminică au venit niște prieteni la noi, cu ei am sărbătorit așa mai compost. Printre altele a venit și fratele meu la noi. Și duminică am avut așa o, să zic, o cină din asta așa între prieteni, unde am mai râs, am mai glumit, dar n-am făcut ceva spectaculos, să zic așa. De obicei 9 zile de naștere ne place să mergem undeva, să vizităm un loc nou, să călătorim, să facem chestii de genul. Dar anul ăsta n-am făcut. Motivul vi l-am menționat mai devreme. Acum haideți să vă vorbesc, pentru că titlul, încă nu știu cum am să-l pun, dar mă gândesc să-l pun ceva legat de job, ca să vă ajut pe cei să vă îndrum, pe cei care poate doresc să vină în Irlanda și cum să-și găsească un job aici, pentru că noi am trecut deja prin pașii ăștia, fiind aici în țară. Am început cu primul lucru ce se face oriunde, să-ți faci un CV.
Vă recomand să nu faceți un CV foarte lung, să faceți un CV scurt și la obiect. Oricum, irlandezii nu țin cont prea mult de experiențele tale anterioare. CV-ul să fie, să arate profi, deci nu așa pus. Am să, nu știu, să atașez poate undeva așa un exemplu cum am făcut eu CV-ul nostru care le place foarte mult la irlandezi. Noi am apelat la site-ul Indeed. Așa, acolo sunt foarte multe joburi. Pe alte site-uri nu am intrat, am mai apelat la o agenție. De fapt, ea ne-a găsit CV-urile pe Indeed și ne-a contactat o agenție așa, dar cu agenția aia nu prea a mers, ne-a trimis la locații care nu ne-au plăcut. Aici a fost o experiență, să spunem, una negativă, dar și negativ și mai puțin negativ, să spun așa, de ce? Că am prins experiență într-un fel, am văzut ce se caută aici, care sunt pretențele irlandezilor, cum te tratează, ce vor să vadă de la tine. Deci am fost în mai multe puncte, în astea 3 săptămâni care am rămas noi fără job, deci n-am stat degeaba, oricum am umblat în diverse locații, dar nici n-am acceptat condițiile care nu ne-au plăcut. Acum depinde fiecare, ceea ce nu ne place nouă, posibil să placă la alții. Depinde ca persoană cum te adaptezi la noul loc de muncă. Depinde de tine ca persoană ce pretenții ai de la tine, de la locație, de la oameni. Noi, de exemplu, am avut niște experiențe care mie personal nu mi-au plăcut și n-am putut să accept să rămân în astfel de locații. Acum am găsit, mergem la un alt job. Astăzi este prima zi acolo, nu știm dacă o să, cum o să fie, o să ne placă, nu. Deci am avut interviu, după interviu am avut o zi unde am mers câteva ore la testare și acum am semnat cu ei contractul, tot ok, mergem la job, dar să vedem cum ne adaptăm în noua bucătărie. Cătălin o să fie pe meseria lui, o să fie la pizza, eu să, nu știu, încă nu am un post anume, să vedem pe mine unde o să mă placeze. Că inițial eu trebuia să fiu într-un hotel, Cătălin în alt hotel, dar a negociat Cătălin cu ei ca să lucrăm în aceeași locație, ca să avem același program, avem aceeași mașină la noi. E și altă problemă, avem o mașină și conduce doar unul, doar Căta are licență, deci suntem cumva legați unul de celălalt cu jobul ca să putem merge la aceeași locație sau cel puțin în zonă apropiată ca să putem să folosim mașina împreună. N-am găsit job în orașul unde stăm noi, mergem la 40 de km distanță, dar oricum e mai bine decât am sta în Limerick și să plătim chiria acolo. Oricum, chiar dacă avem distanța asta, financiar e mai bine să stai într-un oraș mai mic, pentru că chiriile aici în orașele mari sunt foarte scumpe și e mai rentabil. Și nu e așa mare pierdere de timp, facem 40 de minute cu mașina, nu este, să spunem așa, un capăt de țară. Deci ce ține de job, haideți să vă mai zic ca sfaturi pentru cei care caută. Pentru ei contează să fie o persoană pozitivă. Experiența care o ai, dar să nu fii din ăsta plângăcios. Nu le place să le spui lucrurilor pe nume, adică să le spui ceea ce nu-ți place. Eu am trecut prin chestia asta. Nu-mi place să accept când omul nu are dreptate sau când face un lucru greșit și eu să spun că cu zâmbetul pe buze să zâmbești, să spun că da, e ok și mă bucur foarte mult de ceea ce faci. Nu pot să mint, nu pot să mă prefac. Și chestia asta este ca o, să spunem, ca o bilă neagră pentru mine la locurile de muncă, pentru că nu le place să le spui lucrurilor pe nume, să le arăți greșelile, să le arăți că se poate mai bine. Și aici e un pic greluț, să-i spun așa, din punctul meu de vedere, pentru mine. Dar persoanele care au răbdare, care acceptă lucrurile astea și sunt persoane care sunt indiferente, adică nu interesează, vrea așa, nați așa și îți fac cum vrei și nu mă interesează, deci nu au nicio problemă aici. Dar pentru mine e așa, probabil trebuie să învăț chestia asta,
Și când merg la noul job, eu atâta zic, nu mi-este frică de munca fizică, dar să am răbdare. E important să am răbdare, să accept, să zic așa, multe chestii care nu sunt de acord cu ele, să le accept și să mă prefac că nu le văd. Și nu merg acolo pentru a corecta pe cineva, dar pentru a face bani, și de chestia asta mă agăț. Asta ar fi din experiența noastră negativă. În Irlanda au început ploile, dragilor. Asta așa de... este exact anotimpul ăla de toamnă. Dar cumva nu știu de ce nu mă deranjează lucrul ăsta, că nu stau afară, nu lucrez afară, n-am un job care să se depind de timp. Copiii cu școala, vreau să vă zic că sunt, asta îmi dă putere și satisfacție și bucurie. Copiii vin foarte relaxați de la școală, le place noul sistem de învățământ. Din Mario nu mai zic la TY, acum să vă, că eu tot v-am vorbit și despre copiii, școli, așa, și să fac o paralelă iarăși cu TY-ul lui Mario. V-am zis că este în anul ăla de trecere, de experiențe. Săptămâna asta acum finalizează ultima zi de work experience, adică experiența la locul de muncă. Pe toți copiii din clasa lor, că sunt 4 clase, așa, 4 sau 5 parcă chiar, sunt mulți oricum, i-au trimis la joburi, fiecare în diverse locuri, care s-au dus la părinți, care și unde, ce au găsit. Jobul lui Mario este la cantina școlii, e bucătar acolo, ajută, adică l-a pus să facă de toate, inclusiv spălat vase. Și normal, că nu-i place, că nu asta este dorința lui de a face, dar este o experiență pentru el în felul ăsta, că noi ziceam că trebuie așa ne înțelege și pe noi mai bine ce înseamnă să lucrez în bucătărie. Eram sigur că nu o să-i placă, dar asta de la școală, practic i-au sugerat, uite, avem un loc în bucătărie, dacă vrei, dar eu cred că s-a legat mult, că știi, părinții, noi asta lucrăm și auzi, hai să-l trimitem și pe copil la bucătărie. Așa, și are o săptămână, acum termină, el a văzut ce și cum se face. E bine pentru copii lucrul ăsta, că în felul ăsta văd și ei cum se câștigă banii. Se uftică că lucrează gratuit, asta nu-i place, uite, lucrez atâtea ore și nu mă plătește. Bine, este practic cum ar fi. Sunt alți copii de el din clasă, ne-au găsit să facă orice experiență, dar sunt plătiți perioada asta și cumva îl, așa, se uftică pe faza asta, dar e prins de bine. Noi ne bucurăm că face ce face, pentru că în felul ăsta îl responsabilizează mai mult și e ok. Așa, Radu a avut o perioadă de testări, le-a luat bine, suntem foarte mândri de Răduțu, chiar merge bine cu școala, ia testările 90%, a luat și 100, deci nu scade sub 80%, este foarte bine. La Bianca e joacă la școală, a avut un concurs la arte și așteptăm rezultatul de la ea. A început cu engleza mult mai bine, a avansat foarte mult deja, vorbește, a început să-și facă prietene, pe lângă prietena care o are, care e moldoveanca, ele toată ziua stau amândouă nedespărțite, dar a început deja să-și facă și alți prieteni cu care comunică în engleză și de asta ne bucurăm foarte mult. Deci cam astea, dragilor, sunt, să spunem așa, ce am făcut noi în această perioadă. Am căutat joburi, am fost la multe interviuri. Cert e că știți partea bună care e? Aici te cheamă foarte rapid la muncă, deci nu durează foarte mult. Ai trimis CV-ul și în câteva zile te sună, mergi la interviu, dai probă. Dacă... Și altă chestie ce îmi place la ei, deci când mergi să dai probă, nu-ți spune vii să vedem dacă nouă ne place de tine, că ei dacă te-au ales după CV înseamnă că deja le-au plăcut de tine. Dar vii să dai probă să vezi dacă ție îți place la noua locație, dacă tu te poți acomoda aici, dacă te poți înțelege cu colectivul, deci așa se pune problema. Vii să vezi dacă îți place jobul pe care ți-l propune. Și consider că e ok așa să gândești, pentru că da, contează foarte mult să-ți placă la noul loc de muncă, ceea ce pentru mine e o chestie foarte importantă, să-mi placă, nu doar să muncesc în neștire, fără să gândesc, dar să-mi placă ceea ce fac. Și aici am un pic o problemă, dar a să mă adaptez, trebuie să învăț, să fiu mai indiferentă. Cam asta, dragilor,
de la noi, de aici, vă pup și ne revedem la vlogul următor. Sper să facem ceva mai interesant decât job acasă, job acasă. O să vină și zilele alea când o să mergem să mai vedem locații. Acum am fost stresați, e normal, am căutat alt loc de muncă și n-am vrut să cheltuim din banii pe care avem. Așa e când rămâi fără job, dar facturile merg în continuare și trebuie să le